Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou alături de Părintele Pimen Vlad, starețul chiliei Intrarea în Biserica Maicii Domnului, din schitul Lacu, evident, Sfântul Munte Athos. Părinte, mulțumim că ne-ați primit, în primul rând. Bine ați venit! Să ne ajute Maica Domnului întotdeauna, să ne aibă în pază! Doamnește! Ultimul interviu realizat cu dumneavoastră, în care ne-ați explicat foarte clar că veșnicia nu este opțională, a trezit în rândul celor care ne urmăresc și vă urmăresc foarte multe alte întrebări și o să încerc să fiu eu purtătorul acestor întrebări, care vin cumva ca o firească continuare a acestui subiect, pentru că mulți doresc, și este normal să fie așa, mulți doresc să înțeleagă ce trebuie să facă, în primul rând, pentru a avea această nădejde a mântuirii și a vieții veșnice, acolo unde cu toții ne dorim să fim. Dar până acolo, v-aș ruga să detaliați câte ceva despre ce înseamnă acele vâmi, ce înseamnă triajul prin care trebuie să trecem. Este un cuvânt care mi-aparține, este un cuvânt metaforic, pentru că nu vorbim despre un triaj în sensul concret al cuvântului, ci despre altceva mult mai subtil, dar și mult mai important. Și la final să vedem cum putem să construim un proiect de viață sănătos, astfel încât să plecăm din această perioadă de pregătire cu cât mai multe lucruri bune adunate. Dar haideți să vedem la ce se referă vămile, în primul rând. Da. Vedem, când auzim divăm, divamie... Ne cam speriem un pic. Da, vezi cum era până acum. Acum oarecum îi lavăm mai lejer, dar cum era înainte, cu legile, vezi? Totdeauna vămii și erau socotit păcătoși, pentru că, adică, nu te iertau, cum se zice, la vămi. Deci o luăm lumește aici. Dar să ne gândim un pic la vămile cealaltă. Dacă aici nu puteai scăpa aproape cu regulile care erau, cu tot și aparatura și astea, să ne gândim dincolo, când pleacă sufletul. Adică la transparența de dincolo. Nu poți să ascunzi nimic. Acolo totul, adică totul e ca o carte deschisă, tot cum ai privit cerul și ar fi scrisă pe cer toate păcatele tale. Adică trecem dincolo, ce se întâmplă? De asta spune univa, chiar este scris univa despre vămile astea, adică trecerea lor, care fiecare vramă reprezintă un păcat sau o patimă, ceva, care ne-o ținut și ni se cere socoteală. Ei, se spune că la început, sufletul, după ce iese din trup, primele 3 zile, rămâne aici pe pământ, nu pleacă. De asta și este în multe locuri îndoială, asta e îngropat a 3-a zi, cum se zice. Și îi se fac rugăciuni permanent în alea 3 zile, vedeți, citește psaltirea la căpătâi, se fac rugăciuni, vine preotul, adică se încearcă să fie ajutat cât de mult sufletul. Și el se spune că în perioada la asta 3 zile, îi dus, nu așa omenește, că în câte locuri n-a umblat el, cât a fost pe pământ, dar cu iuțala fulgerului dus de îngerul păzitor, unde a umblat el în viața lui peste toate locurile cealea. Își retrește cumva, da, filmul vieții. Da, dar cu o viteză din asta mare, ca să-i oarecum să-i reamintească ce-a făcut el în viață. Deja, adică îi stârnește cumva, uite cam ce ai făcut. Deja își vede singur, îi reamintește totul, cam singur să se judece, cum se spune. Dom'le, cam ce merit eu după viața care am dus-o? Că o vede așa într-un film, de ăsta vedem cum îți făcute filmul într-o oră, două, adică viața unui om. Cam așa ceva aici. Și el vede toată viața lui, se duce, e dus într-o parte, în alta, vede rudele cum plâng, vede tot, adică vede tot ce se întâmplă. Nu gândească că rudele, vezi, a murit cineva și începe bătălia, că domnul eu mai mult că a murit, nu știu ce. El vede toate astea. Sau dacă a rămas moștenirea copiilor, vede dacă aia începe bătaia între ei, care se iei mai mult. Deci el întotdeauna, sufletul care a plecat, vede ce este în urmă. Vede și acolo unde e el, trupul lui, și îi dus în toate locurile unde au mers în viață. După aia, zice, de acolo îi dus să închine Mântuitorului și după aia îi dus să vadă iadul. Spune că iadul, timp de 30 de zile vede iadul.
Adică să ne gândim cât de multe acolo, nu că l-ar vedea tot, dar adică cam ce se întâmplă acolo în iad. Îi dus și bineînțeles, adică vede toate, vă dați seama, chinurile iadului, cei care se chinuiesc acolo, ce înseamnă pentru el 30 de zile, care acolo are altă viteză timpul. Nu-i ca aici pe pământ, acum stai lejer, mai bei o cafeluță, te mai plimbi. Adică vezi chinurile alea, le simți cumva pe ce trăiesc oamenii. Și începi groaza aceea, oare eu o să rămân aici? Pentru că începi, lucrează totul înăuntru tău, că atunci conștiința e la alt nivel, cum se zice, mult mai mare. Și vezi atunci, știi ce ai făcut în viață, vezi chinurile alea și atâtea zile acolo, adică începi spaima aia. Și iertați-mă, cred că cea mai mare groază este în acel moment conștientizarea faptului că veșnicia este o realitate și nu o poveste. Păi clar asta, deci nici nu se discută. Și după ce treci, vezi toate chinurile alea, că avem atâtea minuni, văzi Duhului carte scrisă, după aceea cazuri de oameni care au fost, au trecut dincolo, alții s-au întors înapoi, care povesteau din ce au trecut ei acolo, din ce chinuri au văzut acolo. Deci după astea 30 de zile îl ia îngerul și îl duce să vadă raiul. Și 6 zile vede raiul. Vedem acolo 30 de zile, aici 6 zile. 3, 30, 6. Da. Și atunci, când vede el atâta frumusețe și se bucură și el și vede acolo, acolo îi vede și chiar pe rudele lui, cunoștințele lui care sunt în rai, îi vede. La fel ca și în iad. Îi vede pe cei care se chinuiesc din toate cunoștințele lui. E la fel și în rai. Îi vede pe toți cei cunoscuți lui, pe cei dragi lui, care au ajuns acolo și aia se bucură și aceea ai venit aici, îmbrățișează, ai venit la noi. Și atunci el deja uite, zice, de tot, și de iad, și de lume. Deja simte gata, e acolo și începe să se bucure, să trăiască. Și pe 6 zile vine îngerul și îi spune, hai că plecăm. Cum? Nu rămân aici? Nu rămâi aici. Ci hotărăște Dumnezeu judecătorul. Și atunci se află și în ultima și prima zi. Ultima zi, deci a 40-a zi. Asta când se duce la Mântuitorul la judecata particulară. Pentru că asta facem diferența între judecata particulară, e asta când e judecat particular, și la a doua venire a Mântuitorului la sfârșit, când va fi judecata finală, generală, la toți. Atunci fiecare unde e hotărât pentru veșnicie. Pentru că revenim aici, după ce ajunge dus la Mântuitorul, se închină la Mântuitorul și atunci îi spune direct, că acolo nu trebuie să-i se ceară multă socoteală. Ca Dumnezeu știe totul, deja e hotărâtă partea lui. Și îi spune, duceți-l acolo. Dacă au fapte bune mai multe, mai intervine și mila Domnului, că zice, dacă-s jumătate, jumătate, întotdeauna Dumnezeu pune din mila lui și te duce în rai. Când niciodată, adică Dumnezeu nu lasă, dacă e jumătate, jumătate, să te duce în partea aia, te pune mila lui. Dar ce ajută foarte mult în momentele astea? Că avem multe cazuri de persoane, așa, în istoria noastră a creștinismului, cum zice, 2000 de ani încoace, care uneori depășeau faptele rele. Dar persoana aceea în viață, ce se întâmpla? Avea mare evlavie la Maica Domnului. Și în momentele alea când vedea, când spunea Mântuitorul, luați-l, că are mai multe păcate, începea să strige, Maica Domnului, că e o nădăjduită în viață, chiar de a avut păcate. Și zicea, părea Maica Domnului și începea să roage la Mântuitorul. Doamne, dar nu vezi că au făcut păcate? Doamne, dar te rog, te-am purtat în pântece, te-am alăptat, dar cu tare. Și zice, când vedea de multe ori că nu-l îndupleca pe Mântuitorul, se punea în genunchi. Și atunci Mântuitorul oprea, stai Maica mea, zice, nu spune că-i datoria noastră, e lege să ne cinstim părință, să fii ții după dorința ta, Maica mea. Și atunci îi dădea sufletul ei, Maicii Domnului. Și atunci Maica Domnului îi poruncea la Îngerul Păzitor să-l ducă în rai. Adică era bunătatea lui Dumnezeu, cum se zice atunci, ieșea cu totul la iveală pentru dragostea față de Maica Domnului și a Maicii Domnului cumva față de persoana aia care o striga la ea. Și atunci, zice, întotdeauna avem o grămadă de cazuri și minuni de astea, care la momentul ăla când Mântuitorul spunea, băi, nu merită, și vinea Maica Domnului. Și dacă vedea că nu ascultă, chema toți sângerii și tot sfință. Și toți vineau acolo, Doamne, dar ne-am vărsat sângele pentru tine, dar am făcut cu tare. Încât îl înduplecau atunci pe Mântuitorul, bine, deci, dar eu de ce spuneam de atâtea ori, când am mai făcut eu din viețile sfinților, am vorbit și așa, să ne facem prieteni sfinți, cât de mulți sfinți. Și asta ce înseamnă?
stiroși la sfințeșia, să li cinstești ziua lor când e ziua lor, să faci milostenii în ziua lor, să faci bine. Și dacă ai un prieten sfânt, ăla l-o judecat, o să fie și el acolo. Spui un cuvânt pentru tine, Doamne, știi și eu, mi-am vărsat sânge, l-am făcut cu tare, fă-ți milă cu el. Și în primul rând împărăteasa, Maica Domnului. Și dacă o avem pe Maica Domnului și se mai adună și o ceată de sfinți, avem multă nădejde. Dar ea să te duci dincolo, cât te-ai luptat tu și să știi că n-ai nimic, niciun sprijin, singur. Și să înceapă Dumnezeu acolo să ți le măsoare. Cum tremuri tu acolo, dacă am mai multe de cealaltă. Dar când știi că vine Maica Domnului, vezi acolo, că și e acolo la judecată, nu spune că o să fie de-a dreapta Mântuitorului, sunt eu Botezătorul de-a stânga. Deci o să fie acolo. Și când o vezi că Maica Domnului, dacă tu știi că te-ai luptat, te-ai rugat, i-ai cerut ajutor, ai făcut tot ce ai putut, cât zâmbești de acolo și spune să nu-ți fie frică, cât curaj primești când știi că ai în dreapta Mântuitorului. De asta eu de multe ori spun la cei care nu cinstesc pe Maica Domnului, dau deoparte pe cei de alte credințe, sectari sau cutare care nu acceptă sub nicio formă. Dar chiar creștinii noștri, ortodoși care o înjură pe Maica Domnului, orice își dă ciocanul peste deget, o înjură pe Maica Domnului. Adică să gândească el cu ce curaj să duce el acolo la judecată, să o privească pe Maica Domnului, să intervină când știe că el toată viața o înjurată. Și de asta, adică mari nădejde o să avem acolo dacă avem mijlocitori. De asta eu spun mereu, Maica Domnului, Maica Domnului, cum zicea cuviosul Paisia Ghioritu, cum în două mâinile să ne ținem de picioarele, de fusta ei, să nu ne lase. Ca un copil de mamă și atunci nu o să ne lase. Și după aceea, tot vorbind de veșnicia asta, că plecăm dincolo, de sufletul nostru, de asta e bine, cum zice și atunci, timp de 40 zile până la judecata asta, să dea să fie pomenit, dacă se poate, unde se face liturghie în fiecare zi. Să fie pomenit că mare putere are Sfânta Liturghie, zice, cea mai mare rugăciune de pe pământ, se unește cerul cu pământul. Adică e biserica de aici luptătoare cu cea biruitoare, deci împreună. Și atunci să fie pomenit și în afară de asta, milostenii, pe la săraci. Adică la familii cu copii mulți, la săraci și numele la acea la care o a dormit. Ca ăia să facă și aia o rugăciune, spui în Dumnezeu să-l ierte. Ei, toate astea se duc la Dumnezeu și atunci când ajunge el acolo, la astea 40 de zile, toate astea se aduc acolo și contribui la ceea ce lipsește lui. Și de asta să îngrijească cei care sunt în viață pentru cel plecat. Și nu numai, și după aceea, în continuare, că nu știm unde e sufletul lui. Și după cele 40 de zile, că de asta spunea și Părinte Chiopa și mulți sfinți așa, că zice, zilnic ies o grămadă de suflete din iad să ducă în rai, zice, ca fulgii de zăpadă, datorită la liturghiile care se fac pământ. Zice, să fie pomenit 40 de liturghii, adică un număr de ăsta, că mereu prin Sfânta Scriptură avem numărul de 40, adică e foarte important. Ei, ați explicat foarte clar și cel puțin cei care au citit sau au vrut să dezvolte subiectul știu lucrul ăsta, dar e foarte bine să fie repetată pentru că noi vorbim aici despre niște realități și noi vorbim despre ceea ce nu se va întâmpla, de ceea ce se întâmplă deja, adică zilnic, deci nu vedem în fiecare zi cum anunță ăștia, nu știu câte mii, sute de mii de oameni pleacă din lumea asta. Ei, toți trec prin asta, toți au nevoie. Și noi vorbim acum ceilalți Dumnezeu cu mila, noi vorbim de creștinii noștri, care în biserica noastră, deci cum pot ei să pregătească, cum pot fi ajutați cei care pleacă, vorbim acum de partea aia, de veșnicie, cei care au plecat, că trebuie să ne pregătim noi de aici, măcar să fim spovediți. Că spune că nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Și atunci, tu dacă pleci nespovedit, pleci cu toată murdăria după tine. Și atunci rămâne numai la mila lui Dumnezeu. Că nu știi, că ești nespovedit, că ce spune, ce va fi legat pe pământ, va fi legat și în cer, și ce va fi dezlegat pe pământ, va fi dezlegat și în cer. Asta ce înseamnă? Spovedania și când te dezleagă preotul. Cu spune, puterea care mi este dată mie ca duhovnic acolo, te ieri și te dezleg. Ei, dezlegarea asta, deci dezleagă totul ce ai spovedit. Și atunci te duci dincolo curat de ele. De asta noi nu dăm seama ce valoare are spovedania și nu oricine o poate dezlegarea numai de preot. Adică ce valoare are preotul? Noi nu dăm seama lucrul ăsta. Vezi că se aruncă cu noroi, că preoții, ce treabă au, că stau degeaba, că așa. Ce le-a dat Dumnezeu, adică mai mult decât toate bogățiile pământului orice, care toate se pierd, rămân aici, nu vedem acum, cu tremuri, una alta, toate rămân, dar
harul ăsta a preoției, care prin punerea mâinilor îți dezleagă totul și te duci curat dincolo. Da, așa, mai în glumă, mai în serios, ce face preotul? Doar te ajută să-ți șteargă cazierul. Șteargă cazierul, să te duci în veșnicie, tocmai la veșnicia aia să te duci în bucurie. Nu unde a stat sufletul, cum se zice, 30 de zile. Unde 6 zile acolo, te duci în rai, te duci în veșnicie. Nu ne dăm seama ce valoare are lucrul ăsta. Plus, taina Sfintei Liturghii, cum am spus, pomenirea aia de 40 zile a sufletului, cine o face? Nu preotul la Sfânta Liturghii? Cine poate să facă liturghia? Numai clerici. Este foarte preotul, episcopul ăsta, da. Deci ajută foarte mult rugăciunea particulară. Dar zici și cea mai mult, pentru că acolo se jerfește Mântuitorul la Sfânta Liturghii și pomeni sufletul acolo, deci acolo se unește direct cu cerul. Păi nu sunt diferite cazuri. Spunea chiar cuviosul Iacob Țalichi, spune la un moment dat, când se îi pomenea pe cei adormiți, o zis că îi videa sufletele, dacă el avea viață curată, videa sufletele care le pomenea cum trecea prin dreptul lui, fiecare se pleca în fața lui și spunea îți mulțumesc. Și pomenea Ion, Costică, știu eu, Maria, și vedea cum trecea sufletele unul după altul și îi mulțumea că erau pomeniți. Noi nu ne dăm seama, adică câtă valoare are pomenirea asta la Sfânta Liturghie. Bun, 40, 39 de zile sufletul este în acest pelerinaj în care din prima clipă, din momentul ieșirii din acest trup, realizează că veșnicia este foarte serioasă și garantată. Mai reală decât viața de aici. Emoțiile adică prin care trece nu le cunoaștem noi să vi le putem relata, pentru că nu cred că vreun om vreodată ar putea să vorbească. Uite, cu atât de mult sentiment, da, vă rog. Să vă întrerup, că acum mi-a venit în minte, că zilele astea am fost plecat la Tesalonic. Abia ieri, alaltăieri am venit. Am întâlnit, deci asta e o minune, undeva la un magazin unde cineva cunoscut am fost și stăteam de vorbă acolo și între timp vine un părinte, așa la vreo 60 de ani, și mi-l prezintă ăla, că știu de 20 de ani, vânzătorul de acolo, așa, și mi-l prezintă, părinte, zice, uite, părintele e un părinte din Liban. Zice, da, a stat aici în Grecia, a fi studiat aici, știa foarte bine greacă, așa, vine să și el acolo și zice, a fost aproape de moarte. Zice, a fost în comă nu știu cât timp. Și atunci când am auzit eu, a venit și părintele acolo, s-a așezat pe un scaun, cum eram acolo în magazin, nu chiar cel care era cu magazinul, că avea un magazin mare, repede, ne-a adus câte un ceai acolo și l-am întrebat, părinte, bun, ce s-a întâmplat? Zice, măi, am fost o lună de zile în comă. Zice, am trecut și eu prin, zice, mi-a afectat foarte tare organismul în perioada asta, un fel de gripă, de ce-a fost în perioada asta, pandemie, acum. Și zice, am trecut încât m-a ținut doar cu aparatele. Zice, am intrat în comă, o lună de zile. Și zic, părinte, dar în luna asta, ce s-a întâmplat? Zice, hai să spun. Zice, mi-a ieșit sufletul și vedeam tot ce se întâmplă. Zice, vedeam pe doctor ce fac, ce vorbesc între rudele mele care nu și eram univa sus și priveam la ei. Și au zis că se rugau pentru mine, că na, era duhovnic, părintele ăsta era preot, duhovnic, așa, cunoștințele, rudele, adică se rugau pentru el. Zic, dar la ce spital era? Zice, bă, m-a dus la un spital în Olanda, care era mai special acolo, când au văzut că e grav, l-au dus acolo, a intrat în comălo și zice, eram ținut de aparate. Zice, venise și mama mea și se ruga. Zice, toți se rugau puternic și zice, vedeam rugăciunile lor. Și vezi cum vezi valurile mări, așa? Sau undele, cum le vedea, așa erau rugăciunile lor în valuri. Dar rugăciunea mamei mele, zice, era continuu, fără nicio întrerupere. Zice, atât de puternic era și zice, o lună de zile nu s-a întrerupt rugăciunea mamei mele. O vedeam continuu, așa mergea. Cu atâta foc se ruga mama lui pentru el. Și zice, îi era o maică acolo care se ruga, o monahie. Zice, avea atâta putere și aceea, mai mult decât toți ceilalți. Cel mai tare era mamei lui, după aia mai și aceea. Și se ruga. Și el cumva o vorbit, adică sufletul lui către maică. Și a spus, lasă-mă să plec. Deci ceea ce nu vedeau ceilalți. Și mai a spus, maică a spus, nu pleci. Nu te las să pleci, avem nevoie de tine. Că el era duhovnicul. Și atunci, zice, va veni acum doctorul și te va face bine. Și în momentul ăla a apărut Sfântul Pantelimon. Și-a spus, am venit să te fac bine. Chilos, că da, vreau să plec, zice, nu pleci.
trebuie să mai rămâi, că au nevoie de tine. Și zice, în momentul ceala, eu zic Sfântul Pantelemon, zice, uite acum, o să pornesc sângele din nou în trup. Că el era ținut de aparate, deci totul era, zice, o să-ți încălzesc sângele și o să ți-l pornesc ca să poți intra ușor. Și după aceea eu spus, zice, acum să intri din nou în trup. Și normal, când intri în trup, uitați-vă, când dormi cu mâna sub cap, da? Se amorțește. Ei, când vine sângele în ea, începe durerile, înțepături. Ei, asta se întâmplă când intre sufletul din nou în trup, că asta citeam la mai multe cazuri din ăștia care au murit și după aia au intrat, ce dureri sunt ei? El zice, eu n-am simțit nicio durere. Sfântul Pantelimon, zice, mi-a încălzit trupul, a pornit sângele, ca atunci când am intrat eu sufletul, e ca și cum să mă trezesc, să nu simt nicio durere. Și zice, am intrat din nou în trup și au văzut aia când începe doctorii tăi speriați care erau acolo, început să strige, că au văzut că au prins viață trupul, care era ținut o lună de zile doar de aparate. Deci restul el nu era acolo. Și atunci, bineînțeles, și-a revenit ușor, ușor, și na, doctorii spuneau, zice, mă, la cazurile astea de comă, care stă o lună de zile sau așa, pentru că organismul nu mai lucrează deloc, zice, se adună mult lichid în jurul inimii cu tare și zice, trebuie luni de zile de intervenții după aia ca să elimini toate astea. E, la el nu exista nimic din toate astea. Și spunea doctorul ăla care a avut grijă de el și nu știu, asta e o minune, ce se întâmplă cu tine, la tine a pornit totul normal ca și cum nu s-o, te-ai, ca și cum 5 minute s-a oprit și a intrat în normal, nu o lună de zile, totul curat și inima și toate și a pornit totul normal. Și zice, ceea ce trebuia lui, trebuia câteva luni să înceapă să poată merge din nou cu tare. El în 20 de zile a ieșit la plimbare. Adică totul reveni la normal. Și se minau toți doctorii aceia, au spus așa ceva, zice, chiar a luat un doctor deoparte, zice, am o carieră, am 30 de ani de medicină, dar eu n-am mai întâlnit așa ceva. La pacienți din ăștia am avut mult cazuri cu tare, dar zice, așa ceva eu n-am mai întâlnit. Zice, lucrul ăsta e o minune. Și erau doctori din Olanda, care cumva nu erau atât de credincioși, să zicem, da. Și au spus că, zice, uite, și mi-a spus el, mi-a părut rău că a fost mult mai mult, n-am intrat în amănunt, că eram în magazinul omului prea mult, așa, și mi-a spus el, da. Și părintele ăsta chiar mi-a zis, și zic, acum unde locuiești? Mi-am luat și eu o chiliuță în Atos, zice. Da, că era preot călugăr, da, și univa în Atos, adică nu știu cât vrea el să știe public, ca să spune exact unde e chilia, că mi-a spus unde, așa, da. Și acum, zice, urma, zice, venise la Tesalonic, se mai ducea un pic să mai facă niște analize, că nu de mult acum au fost asta și zice, băi, așa mi-a spus, mi-a recomandat să mă duc așa, știi? A înțeles, da. Unde să vină să mulțumesc. Da, și da, uitați-vă lucrul ăsta, ce minunate. Și chiar acum mi-am mai amintesc de o minune, nu știu, acum intru în multe din astea, asta au fost recent, acum 3 zile, dar tot recent am citit o minune cu un grec care avea cancer. Și destul de grav. Și s-a dus în Franța. Și s-a dus, acum i-a recomandat cineva, măi, du-te că sunt doctori foarte buni. Și acum omul s-a dus și a căutat un taxi să-l ducă la spital, de la aeroport. Și le ia un taximetrist și zice, da, unde te duci? Păi uite, mă duc la spital aici, că-s din Grecia și uite, am cancer, e destul de grav, așa, și mi s-a spus că doar aici poți să fii ajutat. Și de ce nu stai în Grecia? Zice, aveți doctori foarte buni în Grecia. Zice, mai buni decât aici. Cum avem mai buni? Păi zice, uite, aveți în Egina cel mai bun spital de cancer, i-a spus. Și ăsta zice, ce spital de cancer? Că n-am auzit în Egina. Și ba da, du-te acolo. Ești taximetristul ăsta era un bătrânel cu barbă albă. Băi, s-a dus ăsta, au făcut analizele acolo, i-a spus și aia, băi, ești destul de grav, n-avem ce-ți face. Adică era metastază, cum se zice. Și atunci omul s-a întors înapoi în Grecia și m-a întrebat pe un prieten al lui, băi, ce știi, zice, de un spital foarte performant în Egina cu tare? Și păi, acolo nu e niciun spital în Egina, au și de ăsta amărât ceva acolo. Zice, nu, dar din câte știu în Egina, zice, unde se fac multe vindecări, moaștele Sfântului Nectarie și mănăstirea lui. Mă, hai să mă duc și eu acolo, că nu era om atât de credincios, nu știa nici de Sfântul Nectarie, el mare lucru. Și când se duce la Sfântul Nectarie, când intră în biserică și vede o icoană, și ăsta e taximetristul, bătânielul ăsta. Deci Sfântul Nectarie s-a arătase și o sta și s-a rugat acolo și s-a vindecat la mănăstirea Sfântului Nectarie la moaște.
Deci ca să vedeți, adică cum lucrează. Deci el nici habar n-avea cine sunt în hectare și să-l iei cu taxiul, sunt în hectare, să-l ducă și să-i spui unde e vindecarea lui. Ca să vedem lucruri de astea, ca spunem în zilele noastre. Da, la astfel de mărturii nu știu ce pot să spui, adică mai mult decât mare ești, Doamne, nu știu ce pot să mai spui. Bun. Foarte bine ați făcut că ați prezentat aceste două exemple. Astea mi-au venit, le uitasem, dar acum a venit în minte, așa. Le aduce cineva aminte. Da. Vi le aduce cineva aminte. Este bine să mai prezentăm și să oamenii să știe că sunt foarte mulți oameni în viață care acum pot da mărturie despre intervenția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Sfinților, care au făcut ceea ce numim noi acum minuni. Haideți să ne întoarcem la sufletul nostru care... Dar ia alt lucru acum, un lucru, că acum citisem și eu un pic. În Turcia cu tremur, da? Asta vreau să vă spun. Și în Turcia și în Siria. Asta vreau să vă spun. Da. Da. Deci, gândiți fetițe de 7 zile sub dărâmături, da? Mai multe, nu una. Mai da, multe au mai fost. Multe cazuri, da? Spune-mi un caz, ca să nu intrăm în a... Deci ea sub dărâmături 7 la câțiva anișori? 7 zile. Deci un om așa normal la 7 zile de multe ori nu rezistă din cauza, a mâncării, până la urmă, resta apei. Deci moare. Dar un copil de câțiva anișori și nu numai. Gândiți-vă că acolo nici aer nu ai, că ești sub niște ilimitate. Deci ești sub dărâmături și poți să ai acolo câțiva metri pătrați, atâta. Și atâtea zile acolo. Și să ajungă ei să o scoate de acolo și să spui, ce să-ți dăm, ciocolată, apă? Nu, mulțumesc, am avut de toate. Cum adică ai avut? Păi până să veniți voi, zice, o femeie frumoasă îmbrăcată în alb, zice, o să o sta să o juca cu mine, mi-a dat apă, mi-a dat ciocolată, m-a hrănit, a avut grijă de mine, s-a jucat cu mine, mi-a ținut de cal, de toate și a spus să nu-mi fie frică că o să veniți să mă scoateți. Și are grijă de mine până atunci. Și în momentul cât ați ajuns voi la mine, zice, o plecat ea. Gândiți, adică, și nu poate fi decât Maica Domnului, care e ocrotitoarea la toți. Și aici revin, că nu știm aceea, poate erau creștini, poate nu erau creștini. Dar vreau să spun altceva. Am citit la cuviosul Porfirie, Capsocalivitul, care e sfânt acum canonizat, și spunea așa. O ajuns într-un loc, la niște ruine, a unei cetăți. Și a început să roage. Când l-a întrebat, cum ar fi ucenicul lui, care l-a dus cu mașina, părinte, da? Și cu cetatea asta, ce știi? Și a început să roage. Zice, hai să spun. Zice, în urmă cu 3.000 de ani, când s-a făcut cetatea, gândiți-vă, 3.000 de ani. Deci el vedea ca în timp real, s-a rugat la Dumnezeu și eu, cumva, i-a deschis mintea să poată vedea ce se întâmpla la timpul ăla. Zice, uite, vezi locul ăsta? Aici era un templu idolesc. Și era popii ăștia idolești, care, slujitorii, zice, ăștia se ocupau acolo. Și vineau oamenii simpli, în afară că vineau și aia bogați, dar oamenii sărași, țăranul ăla, care era bolnav vaca sau era bolnav copil o casă. Și aducea și el din rodurile lui ce avea o leacă acolo la templu și îi spunea la aceea. Că el atâta știe, el nu știa de alt Dumnezeu. El, omul simplu, cum era înainte, nu știa o carte, nu știa altceva și știa că acela e Dumnezeu, un bolovan. Și vinea și aducea și el acolo și spunea, pentru copilul meu care e bolnav. Și aia luau de acolo, se distrau, că n-aveau nicio treabă, ci erau niște excroci, să zicem. Și luau bunătățile lui, le mâncau, se distrau și spunea, da, da, du-te acasă. Dar zice, și Dumnezeu, ce făcea? Nu bolovanul cealaltă, Dumnezeu adevărat din cer, zice, vedea simplitatea țăranului, vedea nevinovăția lui, curăția lui, că cum era înainte, țăranii erau foarte simpli și curați, aia nu știau altceva, sau cei care erau cu oile, cu vaci, la pășunat, altceva nu știau. Își făcea și aveau grijă de familie, aveau copii mulți și îi îngrijeau, se luptau să ducă o viață și dedicată familiei. Și se rugau și la Dumnezeu, care credeau când dușeau jeură că-i bolovanul ăla, dar știa că-i univa în cer. Și zice, Dumnezeu făcea minuni, și îi se vindeca copilul la acela. Nu bolovanul, nu aceia care își băteau joc, că zice, aceia aveau uși secrete, chiar spunea Părintele Porfirie, aveau o poartă secretă de acolo și noaptea intrau și mâncau și beau tot ce aducea oameni acolo. Și spunea că, uite, ziua a mâncat. Da, n-avea nicio treabă cu asta, dar Dumnezeu, zice, era milă de toată făptura. Chiar de nu știau aceia, se închinau la bolovan și tot îi vindeca copilul ăla acasă. Adică bunătatea lui Dumnezeu cum lucra. Indiferent la ce se închina ăla. Deci era mila lui Dumnezeu, îi ia milă de făptura asta. Și spunea cuviosul Porfirie, zice, uite,
Adică vedea cum ar fi în timp real lucrurile astea, zice, uite ce se întâmpla atunci. Și de asta spun și acum, că Dumnezeu sau Maica Domnului, și avem o grămadă de cazuri de alte credinți care din milă se ducea și ajuta. Chiar de ei poate o defăimau pe Maica Domnului. Dar adică bunătatea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Exemplul pe care l-ați dat acum, sunt venite pe canalele de comunicare ale turcilor. Păi tocmai, sunt adică, de turci, traduse și iată... Da, uite ce s-a întâmplat la noi, nici nu știu ce a fost acolo. Să apară o grămadă de copii care tot o scos după 7, după 8 zile. Adică îți dai seama câte zile copiii mici s-au scos fetiță sau băiat de 10 zile. Deci după 4 zile de dărâmături, deci avea doar 6 zile când a fost cutremurul, da? Și îl scoate după 10 zile de acolo copil care avea doar, adică, da, deci avea doar 10 zile după 4 zile de dărâmături. Adică să stai acolo un copil de asta 4 zile, îți dai seama. Care e fragil. Da, deci nu vezi în casă și tot, dacă n-ai grijă de el, răcește. Ce frică să primă. Da, și să n-aibă nimica, adică ceva ce depășește omenescul ăsta. Aici ar trebui să ne pui, stai un pic. Cine a avut grijă de copilul ceala? Adică omenește n-avea și doctorii, poți să-i explici, domnule, cum a putut copilul ăla să trăiască acolo? Deci omenește, nu există explicații de asta, adică vedem mila lui Dumnezeu cât e de mare și bunătatea Maicii Domnului, care intervine în situații de astea. Mai în glumă, mai în serios, de când Dumnezeu ne-a creat și s-a legat la cap cu noi, n-a avut nicio clipă de concediu și sigur nu o să mai aibă cel puțin până la a doua venire. Păi da. Acum, pentru că mi-ați răspuns la... ați comentat un aspect pe care vreau să vi-l aduc în atenție, dar l-ați intuit dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre valoarea, despre puterea rugăciunii și rugăciunilor în aceste două planuri? Când sufletul ajunge unde nimeni nu-și dorește să ajungă, dar și când sufletul ajunge, spre exemplu, în rai. Rugăciunea particulară, rugăciunea celor care i-au fost rude, prieteni, apropiați și rugăciunea bisericii, cum influențează? În primul caz, aproape că ați epuizat răspunsul. Da. Chiar acum mi-amintesc un caz, tot un părinte pomenea la Sfânta Liturghiei, se ruga și spune că i-a descoperit Dumnezeu, adică să aibă contactul cu un suflet care se chinuia în iad. Și atunci o întreba, zice, da, ce se întâmplă cu voi acolo? Că era cunoștință de-a lui și se ruga pentru el. Și părinte, avem să nu încetezi rugăciunile. Zice, da, de ce? Zice, sunt în iad. Dar să știi că, zice, în momentul în care ne pomenești tu în clipile alea, cât să te rogi tu acolo la Sfânta Liturghie, zice, la noi încetează chinurile în momentele cealea. Adică avem un respiro și noi, adică ca și cum te bate unul continuu și te lasă o leacă să respire atunci. Deci cam așa ceva, zice, avem și noi. Deci lucrul ăsta. Adică cât de mult ajută lucrurile astea în momentele cealea, în momentele alea grele, de suferință, pentru că ești acolo, chinurile cealea sunt atât de mari, că iar avem un lucru aici, mi-l amintesc, povestit de Părinte Cleopa. Stai că acum mi-a venit, dar să vedem dacă mi-l pot aminti tot. Așa. Și spune că nu înțelegea, zice, cineva era un călugur și tot se ruga, Doamne, cum e la tine, adică timpul ăsta, cu 1000 de ani ca ziua de ieri sau așa, erau niște lucruri care nu le înțelegea el. Și atunci este, deci, o istorioară mai lungă, nu intru nea că e lungă cu toată veșnicia asta, de este și alta în care au ajuns la un moment dat, deci i s-a opus când a plecat din viața asta și i s-a dat o șansă, să zicem, și i s-a spus ce alegi. Gata, mi-amintesc, ca să nu, pentru că sunt lucruri care îmi vin așa din ani în urmă. Deci omul ăsta era paralizat la pat. Și ajunsese că nu mai putea răbda. Doamne, ia-mă de aici, Doamne, nu mai pot. Avea ani de zile la pat, deci paralizat, era îngrijit, asta, deci omul nu mai rezista. Și a spus, Doamne, și atunci a venit Îngerul Păzitor. Și a spus, ce te-o strigi la Dumnezeu? Dumnezeu vrea
zice să-ți dea, o, adică să alegi tu două lucruri, pentru că toți strigi la el cumva, adică l-ai obosit pe Dumnezeu de atâția ani, Doamne, Doamne, ori am oriceva că nu mai rezist. Zice, spune 10 minute să stai în iad sau să mai stai 10 ani în boala asta. Tu trebuie să alegi. O stat el, s-o gândit și lasă-mă să mă gândesc. Zice, 10 minute în iad. Măi, cât de greu o fi, dar 10 minute. Adică până la urmă trec. Dar 10 ani în boala asta? Și eu când știu că nopțile nu pot dormi și cât e de greu o noapte să mă învârt de pe o parte, pe alta, să mă învârt altul, să mă nu știu ce, să nu știu ce. Și da, ai grijă, zice, eu a spus îngerul. În momentul în care te-ai hotărât, ți-am luat sufletul, dacă ai hotărât în Iași, ți l-am dus direct. Sfinte îngerul, zice, nu mai pot, e prea mult 10 ani. Cât e grele o fi chinului, dar prefer 10 minute în iad. Și în momentul ăla, eu luat sufletul, l-a dus în iad și a dispărut îngerul. Și au început chinurile. Dar chinurile acolo, ca noi nu dăm seama, orice am exprimat noi aici, nu există ceva, adică e de mii de ori mai mare. Toate, nu numai că chinul ăla cât se topește trupul, arde, cât îi chinuiesc, câți vermi neadormiți, cum se spune totul acolo. Totul este continuu. Deci e continuu, dar altceva. Zice, țipitele și urlitele la cei care se chinuiesc, tu le auzi în jurul tău. Groaza aia, deci totul. Ei, atât de mari erau chinurile încât ăsta țăpa, nu mai pot. Și bineînțeles, a trecut timpul, a trecut și nu s-a mai terminat timpul. Și ăsta mi-a spus 10 minute. Și a început să strige, Doamne, Doamne, nu pot să cred așa ceva, mi-ai spus 10 minute. Și țăpa și, Doamne, dar ai nedreptate, mi-ai spus 10 minute. Ei, și apare îngerul. Și ce strige așa? Sfinte îngerii, toate le-am crezut, dar una n-am crezut. Care? Cu un înger poți să mintă. Cum adică? Și mi-ai spus 10 minute. Da, și? Păi zice, eu stau de 10 ani aici și mă chinuiesc. Cum 10 minute? Zice, nu, abia au trecut 5 minute. Zice, mai e că 5 minute. Și cum? 5 minute? Numai 5 minute? Da, trebuie să mai stai 5 minute. Sfinte îngere, du-mă înapoi în trup și lasă-mă toată viața paralizată, dar să nu mai stau 5 minute aici. Adică atâta simțea el chin și atunci îngerul l-a luat, l-a dus pe pământ și Dumnezeu i-a arătat mila lui că l-a făcut, l-a și vindecat, l-a făcut sănătos. Adică da, i-a arătat ce înseamnă chinul iadului, care noi zicem mai 50 minute. Nu! Deci el deja țăpa, costa 10 ani acolo și spunea nu pot să creadă că un înger minte, că i-a spus 10 minute și o sta 10 ani. Adică durerile alea atât de mari, exact, vezi, îți ia cineva sau ți-ai prins de aici tu în ușă și nu poți să-l scoți. Și-s durerile cele mari. Adică câteva secunde cât de tare doare. Dar aminte să te gândești. Adică de sus până în jos, complet. Deci în chinurile alea care cum te face bucăți și arzi în foc. Deci toate alea, și interior, și exterior, și tot ce vrei. Deci adică depășești orice limită. Bun, rugăciunea îl poate scoate pe om chiar și din iad. Îl poate scoate și din iad, dar zice, foarte mult ajută dacă omul mare spovedit. Pentru că ce se întâmplă? O greșeală la viața lui, i-a făcut cu tare, dar dacă, și nu a apucat să căiască pentru ele, dar a murit spovedit. Ei, și chiar de se duce în iad, că trebuie să se curățe cumva, că nu a făcut pocăință pe pământ, s-a spovedit și el pe ultima sută, cum se zice, dar e nevoie de rugăciunile celor de pe pământ. Adică în afară de Sfânta Liturghie, ceilalți care se pot ruga pentru ei și milostenii, ca să roage mai mulți, dând milostenii la săraci, să roagă pentru el. Ei, și lucrul ăsta, încet, încet, poți să-l scoate de acolo. De asta citeam univa iară că erau doi în iad și se chinuiau. La unul creștea focul, la unul scădea. Și la ăla care creștea a început să țipi. E nedreptate, la ăla de ce scade și la mine crește? Și atunci i s-a arătat un înger și a spus, nu-i nedreptate. Zici, tu în viața ta ai făcut lucruri ele, poate ai mai făcut și câte un bine, dar ai făcut și altceva, ai scris o carte, cum ar fi acum, de yoga, de nu știu ce, cu nebuniel de astea orientale, care pe mulți care o citesc, îi deviază de la Dumnezeu. Și toți care se pierd, vin pe capul tău, datorită la cartea care ai scris-o, și îți adaugă foc la foc. Și de la cealaltă, el la el de ce să stânge? Zice, el a construit, o săpat, o fântână la o intersecție de drumuri. Și toți care trec pe acolo beau apă și zice, Dumnezeu să-l ierte pe cel care a făcut-o. Cât tare bună e apa.
Și în felul ăsta, la el o să scade focul până o să fie scos de aici, datorită la ceea ce a făcut în viață. Asta apropo de efectul faptelor pe care le facem aici, da? Și urmările lor. Urmările lor în viitor, posibil peste un an, peste 10, că spun mulți. Ce au mai făcut scutarii voievodii făcut canonizat sfânt? Da? Că am auzit discuții pe seama lui Sfântul Ștefan cel Mare. Că ce cutarii că au făcut codres, da? Chiar uite acum, cum v-am spus. Ieri am venit de la Sfântul Pavel, hramul, întâmpinarea Domnului, care a fost acolo la priveghere. Și chiar ascultam cum la iectenii, și la liturghii, și la utrenii, când pomenea, titorii sunt locașurile acestea. Ștefan Voievod, Maria Domna, Alexandru Voievod. Deci un șirat acolo, pipuțând 20 de nume, care erau voievoze și cu doamnele lor români, pentru că grecii nu zic voievod, îi zic igemona la voievod, sau la doamna îi nu zic doamnă, au chira, au chiria cu tare, deci cuvintele astea era cum o da voievoze noștri pomelnicul, exact. Și sunt pomeniți acolo, gândiți-vă, de 500 de ani, de așa, voievoze români. Și sunt pomeniți. Păi rugăciunile astea zi de zi, de 500 de ani, cum să nu aibă efect asupra lor, să-i ajute indiferent ce au făcut în viață, din ce în ce mai mult. Asta este, ce spuneți noastră, și un răspuns legat de ce se întâmplă cu cei care sunt în rai, dar în continuare sunt pomeniți, da, și la ei sunt ajutați și mai mult. Deci ce se întâmplă? Că zice, până la judecata finală, este un lucru. Deci tu te duci unul în iad, să zicem unul în rai, da? Ăla în iad, care e în iad, a făcut anumite lucruri rele care au urmări rele pe pământ, cum am spus, ăla cu cartea sau altceva. Deci lui îi cresc chinurile în iad, permanent, datorită la urmările care sunt. La unul care, să zicem, în rai, și-a făcut fapte bune, și-au urmări faptele astea bune. Cu a făcut biserici, da? Și-i pomeni la fiecare biserică. Cu a ajutat anumiți oameni care se roagă pentru el sau cu tare, îi crește slava în rai. Că și acolo spun, în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Adică din slavă în slavă, tot mai mare și mai mare și mai mare, datorită la faptele astea bune care le-ai făcut în viață. De asta contează de ce lași în urma ta. Și asta vedem că permanent, sau poți să fii în iad, cum am vorbit, și dacă ai făcut fapte bune care au urmări, până te scoate acolo. Bun, să închidem acest subiect, această parte din discuția noastră, cu răspunsul la următoarea întrebare. Mi-aduc aminte că, așa, tangențial, am mai atins puțin această temă, însă, în acest context, hai să spunem, este nevoie de o lămurire cât se poate de cuprinzătoare. Hai să presupunem că toți ne dorim să ajungem în rai. Toți înțelegem că e bine să fii alături de cel care a creat și întreține această lume, acest univers, tot ceea ce putem vedea și intui. Și mulți dintre telespectatorii noștri au pus această întrebare. Bun, ce facem noi acolo? Și nu mă refer la acele răspunsuri, unele naive, altele copilărești, da. Altele care vin din necunoaștere. Stăm undeva într-un loc frumos, într-o veșnică bucurie, eventual mai cântăm, mai ascultăm o muzică și cam atât. Și mi-aduc aminte și ne aducem cu toții aminte că de la bun început Dumnezeu, și e un cuvânt cu mare responsabilitate, pentru o invitație cu imensă responsabilitate, Dumnezeu spune, îi transmite omului de nenumărate ori, Mântuitorul nostru la fel accentuează și o simplifică, omul este invitat să devină un Dumnezeu asemenea celui care l-a creat, un mic Dumnezeu. Chiar dacă v-am ascultat și am citit și am urmărit și alte relatări din această zonă, credeți-mă, încă nu pot să pricep, adică însuși gândul de a sta la masă cu cel care a creat lumea, care ne-a creat și pe noi și este atotputernic, mi se pare greu de acceptat. Nu numai, dar dacă o privim partea elantă, câte cinste ne dea Dumnezeu. Adică să te invite la masă din toate bunătățile Lui. Câte cinste ne dă Dumnezeu, ne dăm seama.
Și alt lucru, vezi că Dumnezeu ne-a dat ceva, cum spune, că a luat pământ, ne-a plămădit din pământ și ne-a dat scânteia dumnezeiască, ne-a dat ceva de la El. Adică de la El, din suflarea Lui dumnezeiască, cum se spune. Și de asta spune că voi Dumnezei sunteți și ca niște oameni, adică muriți sau cum spune acolo. Adică în sensul că suntem atât de slabi, deci Dumnezeu ne-a dat darul ăsta dumnezeiesc, cum se zice, scânteia dumnezeiască, și noi suntem atât de slabi încât o dăm deoparte și ne legăm de locurile astea lumești, pătimași, adică cât de slabi suntem noi când Dumnezeu ne invită la masa Lui, la toate bunătățile și noi îl dăm deoparte. A, nu, e mai bun noroiul ăsta, mă cir la asta, parcă îmi place mai mult. Cam asta facem noi dacă la un împărat pământesc, zice, te invită la masă, împărat, deci pământesc, cum era înainte. Și tu se întorci spatele și spui, lasă-mă bre cu asta, că uite, mai degrabă mănânc, nu știu, mi-am adus o mămăliga de acasă, nu-mi trebuie mie, nu știu ce, cam așa ceva. Adică niște lucruri, cât de slab suntem noi și cine mai da Dumnezeu? Darul ăsta de a crea. Vezi că ne-o dat ceva, numai la om i s-o dat darul ăsta. Adică în afară ne-o dat mintea noastră, e atât de, cum se zice, de puternică, de încât noi putem, la orice lucru, vezi imediat, vezi ceva, chiar o floare, deja ți se vede, măi, o eu, o pun în pământ, o îngrijesc, deci deja tu faci, măi, și fac un buchet mare. Nu, da, omul are capacitatea de creație care este da, doar lui specifică. Da, vreau să spun, de, da, pe da. Tocmai asta, dintr-un lucru, sau tu vezi un loc, spui, măi, aici o să fac o casă și începi tu în capul tău să o imaginezi, să o creezi, poate n-ai văzut niciodată, dar începi tu să cutare. Deci există capacitatea asta, un dar dat omului, încât nu vedem câte lucruri a inventat omul. Să zboare prin aer, ceea ce în urmă cu sute de ani a zis ceva, du-te mă, ești nebun, cum adică să zbori prin aer, avioane, cutare, dar să le folosim în bine. Și poate, iertați-mă, este doar da. O speculație a mea, poate chiar asta este parte din invitația Lui, să fim alături de El în acest proces da. Imens de a extinde actul de creație. Poate și în sensul ăsta ne pregătim aici, poate da. și de asta... Măi! Mătănielo! Ursuleț, fugi de acolo! Trage de firul de la telefon! Hai, vin da. Încoace! Vrea să intre în povestea noastră, da, mai bine da. Stai cu noi aici! Hai. Nu rupi, măi! Hai, vin încoace! Hai, ursuleț! Hai, vin aici! Da! Da, asta ca să vedeți, da, da. Vede că nu avem niciun fel de regie, pe aici, tot e natural! Da, i-am pus ursuleț să bagă și el pe aici! Da. Bun! Repet, este o da. Un gând al meu și atât, nimic mai mult! Deci repetați un pic, da, că luându-ne cu poate Mătănielu... Poate că Dumnezeu ne invită da. Să-i fim alături tocmai pentru a extinde acest și a continua la nesfârșit acest act deci, de creație. Deci Dumnezeu, cum se zice, îți dă semința, da? De floare, semința de cutare. Și spune, uite, ți-o dau, acum ocupă-te tu de restul. Tu o iei, o pui în pământ, pui apă, îngrijești, o sep, crește, iar o lucrezi. Adică Dumnezeu ne dă partea Lui ca Dumnezeu și restul ne-o da nouă și mâinile să lucrăm, mintea, cum să protejăm, cum să lucrăm, să facem atâtea și atâtea. Devii responsabil și iată, da, poți că tu ai putea semânța care ți-o dată Dumnezeu să o arunci sau să o mănânci și să rămâi cu atâta. Dar exact. Dumnezeu zice, nu, tu mulțești tu. Și atunci pune un pământ, dintr-una fă 10, din 10 fă 20, cum a zis acolo, mulțirea talentului. Păi cum, ai rămas numai cu talentul cealaltă? Uite, ăla a adus 3 în loc de cutare, ăla a adus 5, ăla a adus 10. Tu adică, l-ai îngropat pe altul. Da, l-ai îngropat, ce l-ai ai făcut? Făcut? L-ai mâncat, l-ai da. Cheltuit. Deci lucrul ăsta, Dumnezeu ne-a dat un mare dar asta. Și am putea prin felul ăsta, Dumnezeu, de ce scopul Dumnezeu ne l-a dat? Ca să contribuim la îmbunătățirea vieții unul altuia. Cum spune că dragostea nu caută ale sale. Adică dragostea se îngrijește să-i vii bine celor din jur. Și tu, ca om, zici, bă, cum să fac eu bine pentru cei din jurul meu? Și în felul ăsta ajunge ca să ne fie bine la toți, că noi încercăm să facem bine la ceilalți. Și atunci ceilalți încearcă să ne facă nouă bine. Și în felul ăsta ne ajutăm unii pe alții și ne facem bine. Deci asta o da Dumnezeu. Dar noi ajungem să ne facem rău unii la alții, să-l furăm pe cealalt, să-i dăm în cap la cealalt, adică să folosim înțelepciunea asta dată de Dumnezeu spre bine, spre rău. Vezi că tu poți să faci bine, dar pui imediat cel care îi tâlhărește sau face. Păi ce are el? Are cam mult. N-ar trebui să-i mai iau eu? În loc să te bucuri că are, că i-o dat Dumnezeu și sigur nu o să mori tu de foame care e ăla,
chiar de nu muncești atât de mult sau așa, adică întotdeauna cumva să ne gândim la binele celuilalt. Ursuleț? Da, ne anunță ursuleț că trebuie să cam încheiem. Mult, am vorbit da, cam mult, da, nu, să n-am vorbit mult, am vorbit... Vrea și el băgat în seamă, sigur, da. Am vorbit cât trebuia despre... Ăsta de mic, așa a fost, unii mă duc eu, dacă lucrez la grădină la flori, vine și începe să sapi și el, dacă fac ceva, el e prezent ori și unde, deci mi-aude vocea, sare, pot să doarmă noaptea, dacă ies și mi-auzi vocea, sare și vine repede, zoade, ce fac, să contribui și el. Bine, toate animalele de aici din Sfântul Munte îi sunt... prietene omului, pentru că nu se simt amenințate. Da, se simt acasă. Exact. Dacă, cum am zis, dacă și arici vin, au început să vii și să bagă acolo la castron, la mâncare, cu motani împreună, vine vulpea, bagă și ea, chiar era într-o zi acolo, mânca motanul, o bucată de pește. Și-a venit vulpea și tot s-a uitat ăsta, a mâncat jumate și a văzut că îl termină și ei nu-i dădea. Și nu mă îl văd de acolo, că mă uitam din balcon, că îi trage o labă la motan. Dă-te deoparte, dă-mi și mie și o lași o mânca și eu. Da. Ajungem la finalul discuției noastre de astăzi. Proiectul de viață. Cum construim un proiect sănătos de viață, astfel încât să avem această nădejde că la finalul vieții noastre avem și noi ce să-i punem în fața Mântuitorului acestei luni. Da, deci asta am mai vorbit atâtea ori, dar mai reamintim, de asta spun, nu numai pentru ceilalți, ci pentru mine. Pentru toți. Că poate mâine plec, pentru că asta să nu uităm, doar prezentul e a noastră. Și noi în fiecare zi suntem în prezent. Noi tot timpul trăim acum. Da, acum trăim. Vezi că niciodată mâine sau ieri. Totdeauna noi trăim azi prezentul. De asta ce e a noastră e doar prezentul. Și doar în momentul ăsta ce fac eu? Pentru că mâine nu e al meu. Deci eu am doar de la Dumnezeu dat mie doar prezentul. Deci mâine nu e al meu. Și atunci înseamnă că eu azi să fac tot ce pot până apune soarele, pentru că nu se știe. Și atunci, măi, ia să vedem pe cine am supărat azi. Ia repede, dacă am supărat pe cei din familie, să încerc să dau la pace cu ei. Dacă am supărat pe cineva din vecin la muncă, ia să sun repede, să nu mă prindă noaptea, așa că eu mor. La noapte mor. Cine îmi garantează că eu nu plec din lumea asta la noapte? Și atunci să încerc să fiu la pace cu toți. Măi, nu m-am spovedit de mult, am ceva. Părinte, repede, pot să vin în seara asta, o leac acolo, o dizlegare, câteva cuvinte, pentru că eu plec. Adică fiecare om, lucrul ăsta, nu când fiecare zi, să zicem, trebuie să mă duc la spovedit. Dar cum să adună ceva, măi, stai că eu plec. Deci mă pregătesc pentru plecarea dincolo. Pentru că veșnicia e sigură, și noi avem doar prezentul. Și atunci e nevoie de spovedanie, să fim în pace cu toți și mai facem câte un bine. Băi, ne prisosește acasă, avem pâine mai multă, vecinul n-are. Băi, trimite un copil, du-te, du-i o pâine la ăla, că dacă și așa, mâine poate plecăm din lumea asta, poate un cutremur ceva. Și am mai pus ceva acolo la bagajul ăla plecării din colț. Eu de asta le spun la mulți, băi, ați venit în Atos, bun, pentru 3 zile. O valizoară aveți cu voi cu 3 schimburi, da? Pentru 3 zile aveți 3 schimburi. Dacă îmi pleci în veșnicie, adică cât îți trebuie ție, că nu te mai întorci niciodată și acolo nu poți lua cu tine când pleci, doar ce poți trimite înainte. Asta e totul. Și atunci tu zici, bă, las că-i trimit la urmă, care urmă, dacă eu mâine nu mai sunt, deci trimit azi ce pot, dau o milostenie, fac o rugăciune, mă spovedesc, un gând bun pentru cineva, un cuvânt bun, ca să trimit dincolo. Ca astea se duc, milostenile se duc dincolo, rugăciunile se duc dincolo, faptele bune, ce mai putem face, un cuvânt bun, astea toate pleacă dincolo. Și atunci le găsim dincolo. Și când ne ducem dincolo, găsim ce am trimis. Că nu poți să spui, Doamne, n-ai trimis nimic și spui, Doamne, dar eu ce am aici? Păi n-ai nimic, că n-ai trimis. Deci să ne pregătim permanent ca să găsim dincolo ceea ce am trimis de aici. Astăzi. Astăzi. Păi tocmai asta, că zice, cea mai mare înșelare a diavolului se amâie omul. Las că mâine. Nu mai faci rugăciunea, muchești obosit mâine. Te spovedești săptămâna viitoare. Las că săptămâna sau la viitoare, da, te spovedești sau milostenie. Nu te duci azi la just, că ești obosit. Nu te duci azi la azilul ăla de bătrâni săraci abandonați acolo. Las că te duci mâine. Nu te duci, nu știu ce să faci. Nu te duci azi la liturghie, că te duci mâine. Și permanent amânăm până ne trezim, că vine moartea, spune: "A, moarte, stai că n-am apucat." Ba da, ai avut atâția ani, n-ai vrut. Îmi pare rău. Azi trebuie să te iau. Și uite, asta este. Da, foarte frumos spunea un părinte, bine, cred că este un citat așa preluat din generație în generație și ne îndeamnă pe toți cam în felul următor să trăiești în fiecare zi frumos și responsabil ca și cum ar fi ultima zi din viața ta,
și să muncești ca și cum ai avea în viață o veșnicie. Și asta spunea cuviosul Porfirii, Capso Calibito, că el așa mergea pe ideea asta. Și băi, să muncești și să, cum se zice, să trăiești așa, adică să muncești, să-ți dai toată silința ca și cum ai trăit 500 de ani, dar să fii în fiecare zi pregătit de moarte ca și cum ar fi ultima zi. Adică da, să fii în pace cu toți, cu tare. Dar de munci nu contează, ci muncești că rămâne pentru ceilalți. Adică dă silința să faci ceva bine. Nu muncești doar pentru tine, că să aduni tu. Nu, să faci bine în jurul tău. Ca și cum ai trăit ce înseamnă. El până în ultima clipă, până nu o mai văzut, până așa, punea copaci în grădină, făcea cuviosul Porfirii. Da, avea livadă, avea de toate, se îngrijea până a orbit, până nu a mai putut. Că spunea, băi, rămân la ceilalți care vin după. Sigur. Bun. Părinte, mulțumim frumos. Să ne ajute Maica Domnului și să nu uităm de ea niciodată. Gândiți-vă, cum am spus, să ne ducem la judecată și să vedem pe Maica Domnului de acolo, din dreapta Mântuitorului, când ne zâmbește. Adică nu-ți fie frică că tu ai strigat toată viața la mine și eu sunt aici. Indiferent că mai ai patim, că mai ai greșeli cu tare, dar să știi că ai nădejde. Ce înseamnă lucrul ăsta? De asta eu spun, în fiecare zi să strigăm la Maica Domnului. Doamne ajută! Doamne ajută, să ne ajute bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Doamne ajută.